Ieri am făcut un apel la domnul ministru Otilo Corodi la Mediu, Ape și Pădure, am făcut un apel la domnul prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu, dar vreau să-i spun domnului ministru Otilo Corodi, în direct și în fața cetățenilor României, următorul lucru. În anul 2009, când Partidul Social Democrat a predat Ministerul Mediului UDMR-ului, v-am lăsat în Compania Națională a Apelor Române proiectul tehnic și studiul de fezabilitate privind regularizarea râului, regularizarea și calibrarea râului Zăbală. Povestea nu este execuția drumului. Drumul se află în execuție. Lucrările au fost stopate de către mine din două motive. Unu, lipsa fondurilor și doi, faptul că Apele Române, Ministerul Mediului, nu a regularizat și calibrat râul Zăbala. Degeaba investim în acest drum. Vom investi numai dacă reușim să regularizăm și să calibrăm râul Zăbala. Pentru că dacă investim în acest drum în continuare și situația râului Zăbala rămâne aceeași, aruncăm de-abia atunci banii pe apa sâmbetului. Este adevărat că plouă, dar constructorul este un constructor extrem de serios. Este vorba despre Vega 93 Galați. Aici avem, deja ați văzut, a venit și inginerul șeful de lucrare. Vor sosi și utilajele de tarasament. Și primul lucru care trebuie să-l facem, ca să ne înțelegem foarte clar, este să oprim cursul de apă, deci să-l deviem pe albia lui normală, de-abia după aceea să trecem la umplerea găurii, a stabilizării balastului și a refacerii stratului de galizare. Această chestiune o să fie vreo 2-3 miliarde de lei. Consiliul Județean, din aia 70 de miliarde de lei vechi alocați de Guvernul României, cea mai mică sumă din istoria postdecembristă a României pentru o rețea de 753 de kilometri de linie de rețea, o să ne gospodărim în așa fel încât să reparăm și această chestiune. Dar, repet, problema cea mai gravă e legată de faptul că oricât am investit în acest drum, dacă Guvernul și Ministerul Mediului nu-și va face datoria din acest punct de vedere să regularizeze și calibreze cursul râului, degeaba investim în acest drum. Urgență, o să deviem cursul râului pe albia normală, pentru că el și-a schimbat cursul în urma ploilor care au căzut în ultimele 3 zile și a topirii zăpezilor după versant. Și după ce vom schimba cursul de apă, vom veni cu toate utilajele necesare, camioane, în așa fel încât să acoperim ruptura din drum și groapa existentă din acest punct de vedere. Venim ulterior cu utilajele de terasament și stabilizăm balastul, după care vom truna un strat de asfalt de egalizare ca să putem rezolva problema. Dar o spun și o repet, am avut și o discuție cu ministrul Mediului, cu domnul Otilo Corodi. Mâine aici vor fi prezenți directorul general de la Bacău, de la Ape Siret Bacău, și de asemenea președintele Consiliului de Administrație al Companiei Apele Române, care urmează să-l informeze pe Ministrul Mediului, în așa fel încât să găsim o rezolvare definitivă, în sensul că trebuie să regularizăm și să calibrăm albia râului Zăbala, dar și albia râului Milcovu, ca să nu mai avem situații de ruperi de infrastructură, de drum, pentru că, așa cum am mai spus-o, o repet, indiferent câți bani am investit în aceste drumuri, soluția de a face fundament de beton este mult prea scumpă și atunci mai bine regularizăm și calibrăm albile râurilor decât să cheltuim o grămadă de bani, să aruncăm banii pe apa sâmbetului.